în România. Acesta spune că o România funcțională înseamnă o țară sigură, care oferă cetățenilor săi toate condițiile necesare pentru a duce un trai mai bun, în deplină siguranță și care își protejează identitatea, valorile, patrimoniul și resursele, precum și parametrii statului de drept. Acesta este fragmentul și care se leagă din inclusiv de activitate la Direcția Județeană pentru Cultură Neamț, unicul serviciu de concentrat al Ministerului Culturii în județul Neamț. M-am raportat la o perioadă mai largă în prezentarea activității, perioada 2022, primul semestru al anului 2024, întrucât, după cum bine cunoașteți, protejarea patrimoniului cultural nu se poate face imediat, se face prin acțiuni care durează în timp. Prin urmare, efectele muncii noastre se pot culege după foarte mulți ani de activitate și de eforturi. Pot spune că la mijlocul anului 2024, Direcția Județeană pentru Cultură Neamț continuă încă să culeagă roadele muncii desfășurate încă din anul 2015, de un colectiv restrâns, așa cum spunea și domnul prefect, suntem doar 4 angajați, și în condițiile unei fluctuații de personal continue până în anul 2019. În paralel cu organizarea instituțională, personalul de specialitate al instituției a oferit permanent consiliere și sprijin autorităților publice locale, instituțiilor de profil, proprietarilor și administratorilor de bunuri de patrimoniu, pentru a cunoaște și a aplica în mod corect prevederile legislației în vigoare. Mai mult, prin activități instructive educative organizate în școli și muzee, în rândul copiilor și tinerilor, au fost promovate elementele de patrimoniu cultural și material, care constituie mărci ale identității noastre culturale. Dintre obiectivele în care instituția noastră a activat, aș dori să menționez obiectivul inventarierea și clasarea monumentelor istorice sau declasarea. Aveți în imagine unul din ansamblurile de monumente istorice care se află în curs de clasare, adică de înscriere în lista monumentelor istorice, din comuna Ghindăuan, județul Neamț, ansamblul Bisericii Sfântul Nicolae, biserică de lemn și turn propotniță, edificat la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, și pentru care a fost emis ordinul Ministerului Culturii încă din anul 2022. Procedura încă nu este finalizată, întrucât proprietarul monumentului a contestat ordinul în instanță și, prin urmare, până la finalizarea litigiului, nu putem publica acest ordin în monitor oficial. Trebuie să vă spun că, după realizarea acestui material, am fost informați că deja hotărârea civilă a instanței definitivă a fost pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Prin urmare, putem să spunem că în momentul de față acest ansamblu este deja clasat, rămâne doar să parcurgem procedura de publicare în monitorul oficial al României. Deci a fost respinsă contestarea? A fost respinsă contestarea ordinului. O altă activitate pentru realizarea acestui obiectiv este activitatea Direcției pentru Cultură Neamț de corectare a erorilor existente în lista monumentelor istorice din județ. Lista aceasta, care este publicată succesiv, odată la 4 ani, începând din 2004, conține o serie de informații eronate, care nu au mai fost corectate de-a lungul timpului și pentru care am făcut o muncă de documentare destul de amplă și am trimis către Institutul Național al Patrimoniului, cel care publică odată la 5 ani această listă, toate observațiile noastre pentru a apărea în următoarea variantă actualizată, care ar fi trebuit deja să apară în 2020, dar se pare că va apărea deja în 2025. Activitatea de întocmire a obligației de folosință a monumentelor istorice este foarte importantă, pentru că aceste documente reprezintă un fel de acte de proprietate, ca să spunem așa, între ghilimele. Ele, de fapt, sunt incluse în cartea funciară a acestor imobile, sunt documentele care instituie restricțiile și obligativitățile proprietarilor de monumente istorice prevăzute de lege cu privire la protejarea acestor imobile. Astfel, în această perioadă, deja Direcția pentru Cultură a reușit să actualizeze 37 de obligații de folosință a monumentelor istorice din județul Neamț și două au fost realizate de la zero, pentru că la data preluării instituției niciunul din aceste documente nu era deja întocmit de către instituție. O altă activitate deosebită a fost aceea de fotografiere a caselor monahale din ansamblul Mănăstirii Văratic. A fost o activitate destul de grea, întrucât lista monumentelor istorice nu specifică foarte clar care sunt aceste case incluse în patrimoniu, astfel încât specialistul din compartiment a trebuit să fotografieze toate aceste imobile, care sunt în jur de 150, sunt construcții foarte frumoase, valoroase.
Și în continuare, împreună cu Institutul Național al Patrimoniului, dorim să facem o nouă reinventariere, să stabilim care sunt imobilele care sunt monumente istorice, în vederea instituirii măsurilor de protecție prevăzute de lege în mod corespunzător. Aș dori să trec la obiectivul avizarea și inspecția intervenției asupra monumentelor istorice. Un obiectiv foarte important, care ocupă foarte mult din activitatea instituției și care, pe lângă datele statistice legate de numărul avizelor emise pentru intervenții sau de controlele efectuate la monumentele istorice din județ, se remarcă prin numărul mare al recepției lucrărilor efectuate la monumente istorice. După cum bine cunoașteți, în ultimii ani, foarte multe monumente din județul Neamț au beneficiat de lucrări de restaurare, consolidare și reparații. Iată că în această perioadă am reușit să culegem roadele muncii și să vedem mai multe monumente cu lucrările finalizate. Și aș dori să rog pe doamna să deruleze parte. Acestea sunt casele de la Noratec și începem cu unul din obiective, care este Monumentul Eroilor de la Valea Albă din Comuna Războieni, județul Neamț. Este monumentul dedicat eroilor căzuți în lupta celebră desfășurată de domnitorul Ștefan cel Mare. Este un monument care arăta destul de rău înainte de această restaurare. Și iată că, împreună cu Primăria Comunii, am reușit să îi dăm o nouă față acestui monument. Așa arată în momentul acesta. Bineînțeles, cu respectarea legislației, cu documentație specifică de restaurare și cu intervenția unor specialiști, pentru că așa se face restaurarea monumentelor istorice sau așa ar trebui să se facă. Un alt moment este Mănăstirea Silvestria. Avem aici doar o imagine, una din multele imagini pe care le veți putea vedea, sau una din multele ipostaze pe care veți putea merge la fața locului la Mănăstirea Silvestria. Această mănăstire a beneficiat de fonduri europene prin programul operațional regional. Și în momentul de față, foarte multe din aceste obiective arată în acest fel, sunt restaurate, le puteți vizita. Toate aceste obiective sunt și destinații turistice, dacă vreți, pentru dumneavoastră, dacă sunteți interesați să vedeți cum mai arată obiectivele din județul Neamț. Apoi, am participat la recepția lucrărilor la Mănăstirea Secu. De asemenea, jumătate din ansamblul de monumente a intrat în restaurare prin fonduri europene. Ceea ce vreau să spun este că dacă la început proprietarii de monument sau administratorii manifestau reticență față de accesarea de fonduri europene, pentru că într-adevăr este o procedură greoaie și care implică foarte multe cheltuieli și foarte mult stres, deja în această perioadă, după succesul acestor proiecte de restaurare ample, mai ales la ansamblurile de mănăstiri, sunt mulți proprietari care doresc să acceseze aceste fonduri sau să le reacceseze. Este cazul Mănăstirii Secu, care în momentul de față a făcut documentația de restaurare pentru cealaltă jumătate a ansamblului mănăstiresc, ceea ce înseamnă că Părintele Stareț a prins curaj. Eu l-am lăudat și am spus că este un exemplu pe care îl voi da întotdeauna, pentru că, așa după cum am susținut de mai multe ori, în alte intervenții, fără aceste fonduri europene, asemenea ansamblu de monumente nu ar avea nicio șansă să fie restaurate sau ar fi restaurate în foarte mult timp și cu foarte multe greutăți. O altă recepție s-a realizat la Casa Generală Iescu, azi grădinița numărul 2 din municipiul Romani. Este un monument de grupă valorică B, de importanță locală. Aici aș dori să remarc faptul că, înainte de restaurare, această clădire fusese modificată prin intervenții anterioare, bineînțeles, neavizate și neautorizate, în sensul că coloanele pe care le vedeți în față erau prinse în ziduri care închideau acest fronton. S-a ajuns prin proiectul de restaurare, s-a revenit la situația inițială și iată că aceasta a fost forma clădirii înainte de acele intervenții nefericite. De asemenea, aș dori să mai prezint două monumente legate de memoria marelui scriitor Ion Greangă. Iată că în această perioadă am două intrat în lucrări de restaurare. Primul este indiscutabil Casa Memorială de la Bunărești, Muzeul Memorial Ion Greangă. După cum vedeți, restaurarea a fost una foarte bună. S-a conservat absolut tot din materialul original al monumentului. Adică s-a conservat materialul care a fost în stare bună și s-au înlocuit elementele deteriorate cu altele similare, bineînțeles. Construcția a obținut de asemenea pe parcela cadastrală o clădire cu destinația de birouri și pentru personalul muzeal.
material care nu a existat niciodată în cadrul acestui muzeu, deci personalul practic locuia într-o încădere destul de improprie pentru desfășurarea activității și, după cum am văzut din postările de pe rețelele de socializare, după redeschidere, muzeul a avut foarte, foarte mulți vizitatori. Sperăm că această restaurare să atragă mulți turiști pentru vizitarea zonei. Un alt monument legat de asemenea de memoria lui Ion Creangă este un monument puțin neuniștit pentru lista monumentelor istorice. Este unul din puține monumente de acest fel care se găsesc în țară. Este vorba despre o veche brânzărie care a aparținut bunicului lui Ion Creangă, David Creangă, din comuna Pipiric, județul Neamț, și care a fost strămutat din satul Dorhești, comuna Pipiric, în satul Pipiric, lângă biserica cu creamă Sfântul Nicolae, care este de asemenea un monument istoric. Este un demers care a fost susținut de părintele parohiei pentru a uni cele două monumente, pentru a fi la un loc și pentru a putea fi vizitate mai ușor de către cei care sunt interesați. În paralel cu strămutarea a fost și restaurată construcția. Este o construcție în care se desfășurau activitățile tipice legate de prelucrarea laptelui și a brânzei pentru proprietarii de vite, știuți fiind că bunicul David Creangă a fost unul din cei mai mari proprietari din acea zonă. Un alt monument este hanul de la Șerbești, din comuna Ștefan cel Mare. Cu siguranță știți cum arăta acest han înainte de începerea restaurării. Era în stare de precol, era practic o ruină. Iată că se poate face restaurare și pe un monument care stă aproape să cadă. Contrar celor ce spun unii proprietari de monumente că dacă o clădire este puternic degradată, nu se mai poate face nimic pentru ea, cred că s-a putut face. A fost restaurat acest han, cu modelul vechilor hanuri, de pe drumul hanurilor care duce către hanul Ocuței. Eu aș fi propus și crearea unui circuit turistic, pentru că acest traseu există multe asemenea obiective și poate că totuși se va realiza acest itinerar. Hanul este proprietatea primăriei. După cum vedeți, aici în spate au fost conservate vestigiile arheologice care au fost descoperite în afara perimetrului clădirii și care vorbesc de datarea anterioară, deci mai multe etape suprapuse de construire ale acestui obiectiv. Un alt monument la care cu bucurie am asistat la recepția lucrărilor este poșta centrală din municipiul Piatra Neamț. După ani de zile în care această clădire a fost închisă, iată că ea a fost redeschisă, au fost făcute lucrări de reparații în interior și în exterior. Este o clădire în care am copilărit și eu, așa cum cred că ați copilărit și dumneavoastră, deosebit de frumoasă și pe care multă lume a așteptat să o redeschidem. A plecat această restaurare de la o sancțiune contravențională pe care am aplicat-o conducerii poștei și iată că am reușit să deblocăm situația unui monument istoric important din oraș. Un alt obiectiv pe care nu am reușit încă să plasăm, dar care a beneficiat de un proiect de restaurare într-o perioadă scurtă în care a avut statut de monument istoric, este Biserica Preacesta Veche, titoria lui Constantin Mătase. Practic, istoricul acestui mobil a pornit din anul 2019, când am încercat să declanșăm procedura de clasare. Legea spune foarte clar că de la data declanșării procedurii, dar nu mai târziu de 12 luni, imobilului se aplică statutul de monument istoric. Din păcate, nu am reușit să finalizăm documentația de clasare și să publicăm în monitorul oficial ordinul până la expirarea celor 12 luni. Prin urmare, în 2020, imobilul a ieșit din regimul de protecție, însă chiar în această perioadă de 12 luni, părintele paroh a reușit să facă un proiect de restaurare. Probabil că dumnealui a vrut să lucreze și cu personal atestat, de aceea nu a intervenit pe clădire altfel. Vreau să spun, clasarea a fost declanșată și la solicitarea părintele paroh, un caz mai rar întâlnit în situația acestor imobile. Și iată că imobilul arată în momentul de față așa. Au fost adus țiglari din Germania, cu cheltuială foarte mare și cu eforturi mari, dar zic eu că a ieșit o restaurare foarte bună. Un alt obiectiv sunt două biserici din cadrul Mănăstirii Văratec, Biserica Terea Capului Sfântului Ambotezătorul și Biserica Schimbarea la Față, următorul slide. Sunt biserici care fac parte din ansamblu și care au beneficiat de asemenea de
recepție la care și presa a făcut foarte multă publicitate și pe bună dreptate și a fost foarte multă lume. Recepția lucrurilor de la Mănăstirea Tazlău, un proiect mult așteptat, finalizarea lui a însemnat revigorarea unui ansamblu de momente istorice ștefaniene din județul Neamț, unul din cele mai importante. Tot ansamblul format din 5 obiective a intrat în această procedură de restaurare, consolidare, reabilitare. Și atât că, la sfârșitul anului 2023, am participat la recepție. Sperăm ca, după redeschiderea mănăstirii, să zona să fie vizitată foarte mult turiști, mai ales că în comuna Bazoi există mai multe atracții, cum ar fi porțile sculptate celebre sau muzeul care este amenajat în stilul casei de la Cumbrești de domnul Victor Tofan. Aș vrea să menționez de asemenea că pentru vânzarea unor momente istorice am avut ocazia să emitem răspunsul privind exercitarea dreptului de preemțiune a statului. Noi întotdeauna am susținut ideea că pentru un proprietar de moment istoric care nu poate să întrețină imobilul, este mai bine ca acesta să-l înstrăineze, să-l cedeze unei alte persoane, să-l vândă, pentru ca poate persoana care îl va cumpăra se va implica în conservarea și restaurarea și păstrarea acestui obiectiv. Câte cazuri s-a existat de preemțiune? Avem 12 monumente istorice din județ care în această perioadă au depus solicitări pentru creșterea dreptului de preemțiune a statului. Printre acestea sunt mai multe terenuri care aparțin unor situri arheologice, care situri sunt și monumente istorice și câteva monumente de arhitectură. Cel mai important fiind, zic eu, jandarmeria din municipiul Piatra Neamț, sau centrul militar, care, din păcate, deși a fost vândut, nici cu nouă proprietar nu are foarte mult succes. Știți foarte bine care este situația și sperăm ca totuși până la urmă să găsească o soluție. Pentru că proprietarul care îl cumpăra, persoana care îl cumpăra, chiar avea intenție să efectueze lucrările de întreținere și reparație la pădure și nu a mai reușit. Copierea, utilitate publică, nu aici pe da, aici chiar aș fi vrut să subliniez, dar vă spun la sfârșit, pentru că mai prezint câteva aspecte. Referitoare la protejarea patrimoniului cultural național mobil, cred că este monument, pentru că deja este prea amplu materialul. O situație deosebită și destul de mult discutată în spațiu public este aceea a bunurilor arheologice descoperite întâmplător pe raza județului Neamț, în urma activităților realizate cu detectorul de metale. După cum știți, în anul 2022, Direcția Județeană pentru Cultură Neamț a întâlnit o situație specială, în sensul că, deși prin lege aceste bunuri arheologice trebuie să legate unei instituții de cercetare, iar singura instituție de cercetare din județul Neamț este Complexul Muzeal Național Neamț. În anul 2022 am întâlnit o situație de refuz din partea acestei instituții de a mai prelua aceste bunuri, ținând cont de faptul că pentru descoperirile excepționale, cum sunt cele de tezaure, statul prin lege se oferă recompensă. Faptul că am predat mai multe tezaure de bunuri arheologice și că muzeul a fost asaltat de aceste solicitări ale descoperitorilor de a fi plătiți și nu au mai făcut față procedurii de selecție și de expertizare a bunurilor, a condus la acest blocaj. Deci muzeul a refuzat primirea bunurilor, că nu mai a trebuit să ne adresăm unor alte instituții din Moldova, pentru că n-am vrut să le predăm în afara Moldovei. Singura instituție care a acceptat a fost Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Și iată că în anul 2022 a trebuit să predăm 403 bunuri arheologice către această instituție. Ulterior, am reușit totuși să reluăm dialogul cu Complexul Muzeal Național Neamț, care până la urmă a acceptat ca aceste bunuri să rămână în județul Neamț, așa cum este și firesc. Și începând din anul 2023, bunurile sunt predate din nou aici și vor, probabil, vor face parte unele din ele cele mai numeroase din colecțiile muzeilor din județ. Despre bunurile clasate pot să vă spun că în ultimii ani
suficient de colaborare a doamnei Elena Giamburu, un apreciat expert atestat al Ministerului Culturii Luna în domeniul cartei veche. Da, despre venituri extrabugetare, aș vrea să vă spun câteva lucruri, pentru că sunt importante. Direcția Județeană pentru Cultura Neamț are două surse de venit. Una este cea de venituri de la bugetul de stat și sursa e venituri proprii, ce rezultă din tarifele aplicate pentru emiterea avizelor de specialitate și intervenții în zone de protecție a monumentelor istorice. Vreau să vă spun că începând din anul 2019, Direcția pentru Cultură a reușit să și financeze o serie de activități de protejare a monumentelor istorice din bugetul de venituri proprii. Astfel, în perioada de referință, deci 2022, primul semestru 2024, Direcția pentru Cultură a finanțat 14 activități de acest fel, la o serie de monumente istorice din județ, printre care aș preciza Biserica de Lemn Buna Vestire din Polvoc, ceea pe care o avem și în imagine. Din trei elementul pătrat. Da, trei elementul pătrat, atât cât putem tarifa conform singurului bord de ministru care prevede acest lucru. Am mai finanțat la Mănăstirea Tarcău, Biserica de Lemn Sfinția Arhanghel din satul Galu, din Alcanatev și așa mai departe, sunt toate de materialul pe care l-am publicat pe sat. Și pentru că domnul prefect mi-a aruncat cumva mingea la fideu referitor la expropierea pentru cauză de utilitate publică, aș dori să insist pe lângă problemele pe care le-am semnalat la finalul materialului, pe situația unor imobile, dacă doriți mai derulați puțin, încă, așa, deci, situația unor imobile din județul Neamț, pentru care, din păcate, legislația în vigoare nu ne permite să aplicăm măsuri punitive sau sunt prea lejere aceste măsuri, să spunem, pentru a îmbunătăți situația și a salva de la distrugerea acestei imobile. Este vorba despre o serie de clădiri care au fost retrocedate forcelor proprietari în temeiul legii 10 din 2001 și pentru care, din păcate, legislația în vigoare nu a prevăzut nicio restricție, în sensul că statul retrocedează acest imobil cu condiția ca proprietarul să-l întrețină sau, în termen de atâția ani, să facă lucrări de restaurare, conservare sau cel puțin să nu lase într-o asemenea situație. În urmare, în momentul de față, ne confruntăm cu situația ca o serie de clădiri atât de frumoase și importante, cum vedeți și pe aceasta, din județul Neamț, să fie practic abandonate și să nu putem face nimic în acest sens, decât, așa cum spunea domnul prefect, într-o procedură de expropriere pentru cauză de utilitate publică, pe care însă ar trebui să o derulăm, să mă gândesc, ar trebui să o... demersurile ar trebui să fie începute de autoritățile publice locale și pe care noi le-am sprijinit. Ar trebui derulate de autoritățile publice locale, astfel încât aceste imobile să fie salvate. Unul dintre ele este fostul cazino din Vălțătești. Eu vin din Târgu Neamț, trebuie să trec de două ori pe zi pe lângă acest monument și să mă întristez. Și l-am dus și l-am întors. Altul ar fi casa entomologului Aristide Caragea, din comuna Brumăzești, fost muzeu. Mă rog, a făcut ca celebra colecție de fluturi să meargă la București și să fie salvată și ea la rândul ei de la dispariție. De asemenea, fostul tribunal Neamț, azi casă, trece și noastră pe lângă el de multe ori, pe strada Mihai Eminescu, din piața Neamț, și lângă tribunal, casa Corbu, care este de asemenea într-o asemenea situație, o casă deosebit de frumoasă, care este abandonată. Nu avem pentru că știți că în momentul de față nici măcar nu știm care sunt toți proprietarii, pentru că au fost trei proprietari care au domiciliu în străinătate, pentru că, de fapt, asta este problema acestor construcții. Sunt proprietari în străinătate, la unii din ei nu știm nici adresa, nu-i putem contacta, nu le putem transmite nimic. La cei din străinătate, unii din ei au decedat, nu s-a făcut succesiunea, prin urmare, în momentul de față, nu știm, propriu zis, care sunt, cel puțin la Tribunalul Neamț, nu știm care sunt toți acești proprietari. Și nu putem să... Iar sancțiunile contravenționale pe care noi le putem aplica, sancțiunea singură, pe văzut de lege, este cu amendă între 4.000 și 8.000 de lei. Și poți să faci când aplici 8.000 de lei la un... pentru... în sectorul obligațiilor de protejare a monumentului istoric. Unii din ei consideră aceste sancțiuni ca pe o taxă pe care trebuie să o plătească, așa cum mult timp a făcut proprietarul de la Casa Corbu,
celor care percepeau, la celor care aveau dreptul de a percepe această chirie. Da, da. Și cred că ar fi utilă și discuție cu conducerea Curții de Apel, Bacău, pentru că tribunalul unea pe parte de credite se subordonează Curții de Apel. Și aici o corespondență n-a explicat și veți afla cu bani de bani, pentru că s-a plătit sume importante de bani. A venit la un moment dat o descendentă a familiei care a mai plătit și impozitul anual și care s-a mai ocupat puțin de clădire, a venit și cu un avocat, ne-a spus că nu poate face nimic singur și este evident. Nu poate să facă nimic și să vândă nici, nu poate să susțină toate cheltuielile de întreținere doar dumneavoastră. Nu se poate înțelege cu moștenitorii, pe unii din ei nici nu mai știe exact ce v-am spus, s-a făcut, au încercat sau nu, s-a făcut și chestiune. Este o adevărată, un adevărat haos. Am discutat și cu un avocat, situația nu se poate debloca până când nu reușim să aflăm clar care sunt acești descendenți și să putem să-i contactăm. Am avut situații în care am avut anumite adrese de străinătate, am trimis corespondență, nu s-a întors înapoi, nu știm unde să mai primim aceste atenționări și chiar și sancțiuni. În ambasadă, la Peștințară, dacă sunt registrați undeva. Dar dacă este o reținere a acestor proprietari pentru reabilitare, pentru că reabilitarea înseamnă vize, înseamnă să respecti rigorile refacerii clădirii în condițiile de grave, materialele vechi, cu tehnica vechi de refacere și, într-adevăr, așa cum a spus și în raport, înțeleg să facă puțin specialiști în domeniul. Deci, am întârzie și avizele. Așa nu? Că nu avem prea mult. Greu? Da, da. Înțeleg, la Iași sunt câțiva specialiști sau... Avem și în Neam, singurul arhitect atestat este domnul Filimon, care este în vârstă și este foarte bolnav, dar așa cum este, încă mai lucrează și face cât poate și din lui. Mai avem un inginer de Guriță la fel de bolnav și într-o situație dificilă, sunt puțini. În Neam să avem puțini, în celelalte județe, puțin mai mulți, dar tot puțin. O situație îngrijorătoare este aceea conacului Bogdan din comuna Gâdin,